gospodarul sau gospodina și-a spălat mașina în stradă. Ceea ce e interzis pe motiv de poluare. Pentru că mecanismele astea nu e așa. Conțin tot felul de uleiuri, carburanți, diverse alte chimicale. Trebuie spălate doar la spălătorii autorizate care filtrează rezidurile astea, inclusiv detergenții cu care spală, ca să nu ajungă în natură, pentru că poluează și solul, și aerul. Doar apa asta se transformă acum și în praf și intră nouă în plămâni, cu tot cu uleiuri și alți poluanți periculoși. Și dacă nu o polua destul spălând mașina, se mai joacă și cu motorul. Fără motiv. Stă pe loc cu motorul pornit. Halal și rușine. S-au văzut că-i filmat. Și chiar s-au rușinat.